Stimați cititori ai Gazetei Sentinela, avem plăcerea să vă invităm astăzi, în calitate de telespectator, să urmăriți o ipostaziere a rubricii de foileton din ziar, transpusă într-un video foileton politic. Rubrica își menține denumirea Potcovăria lui Dan și îl voi avea ca invitat permanent pe prietenul meu, gazetarul Luigi Frigioiu. Salut, Luigi! Salut, Dan! Îi dăm drumul. Vom începe cu un subiect politic de anvergură, mai larg, așa, ca să ne facem încălzirea, pentru că am intrat în precalificări, sau cum se cheamă astea, pentru alegerile locale. Deși prima serie de alegeri sunt cele europarlamentare, dar toată lumea văd că a început să-și depună candidaturile pe precalificare pentru primării. Primăria Constanței, primăria Megidiei, că s-a eliberat acum de ieri după amiază. Și vom trece în revistă posibilele candidaturi, climatul politic, ce se întâmplă cu primarii în exercițiu, câți dintre ei vor mai îndeplini condițiile, se vor mai califica pentru o nouă rundă de alegeri. Ca să ne facem încălzirea pentru această emisiune de 30 de minute, prietenii noștri de la stațiunea de cercetări vitivinicole Murfatlar ne-au trimis o sticlă de vin. Este academic de Murfatlar, ceva deosebit pentru academicieni. Academici. Da. Ca să dezlegăm limbile la discuții. Începem cu primarul de la Megidia, că e cald acum, e... Da, a zburat. A zburat vrabia. Da. După câteva mandate la peștera și vreo două pe la Megidia, și-a încheiat... A zburat puiul cu ață. A zburat cam vreo șirnoță, așa, și pentru o faptă minoră, dar... Eram obișnuit cu ăștia pe gras. Da, și eu bănuiam că o să-l prindă cu ceva mai, dacă e. Dar uite că... Și pe Al Capone, nu știu, l-a prins cu ceva minor, așa că... Cu TVA-ul, cu celălalt păr. Mari mafioți pot să cadă pentru fapte minore. Acum nu știu dacă o aduce pe nevastă să candideze. Și ăsta a picat în laț cu ce? Cu... Nici n-a luat, nici n-a dat. Da, nu știu cum dracu, 16 lei, nu știu ce n-a avut. Da. Pentru un prieten, un mare afacerist care nu își plătea... Impozit. Da, 16 milioane nu și-a plătit. Nu 16 milioane, sau... 160 de lei, nu știu cât avea. Da, ceva de asta. Da, și de obicei... 1600 de lei a avut, da. Vrabia asta o aduce pe nevastă după ea, nu știu dacă o aduce și la Megidia. Unde se eliberează locul, nu? O lasă pe asta. Și o aducă la Megidia în locul lui, da. Dar rușinoță, eu consider că să ieși așa, și-a mai și ținut cu, dacă știa că a comis-o, du-te mă nene acasă, adică, nu că asta e justiția, păi asta e justiția că nu ți-a făcut niciun, știu eu... Nu că a dat un mesaj astăzi, da, să se dea lovit politic, nu știu da, ce. Da, că se vroia pleca, bine mă, dar de ce ai scos hârtia care e un fals? Deci e clar pentru oricine, nu trebuie să știe administrație, că a comis un fals. Doi ani, trei ani de procese ca să... A mai tras de timp, dar nu știu ce spera, că să mai stea probabil până... Ei, erau porniți atunci, probabil că îi dădea cu executare ca lumea. Ah, da, da. Și a tras de timp, era... s-a mai obișnuit lumea cu gândul. De fapt, și... și-a schimbat încadrarea. Da, și-a schimbat încadrarea, a dat cu... I-a dat cu suspendare sau cum se dă acum. Deci omul nu mai participă la alegere acum, la...
Dar ciudat că doar 2 ani n-are dreptul de a fi ales. Cam puțin, adică de obicei ăștia un mandat sau de ce 2 deci ani? 2 ani. Doar 2 ani, n-am mai... Păi dacă o aduce pe nevasa să candideze în locul lui, ea la jumatea mandatului poate să zică, mă duc și eu să spăl rufe, să fac mâncare și apare el, apare rabie. Lasă-l pe el, că e bărbat. Da, 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 probabil, cine știe ce socotele. Da, mi-au zis unii, băi, să nu o vezi pe doamna Vrabie, candidată la Megidie. Zic, nu știu, cum a apărut la Peștera, la Peștera. Nu, nu e exclusă. Ea era prin primărie acolo, își punea tricolorul și cetățenii. Îl lăsa bărbatul liber șarfa, nu? Și o lua ea și pleca. Și da, de bună voie și nesilit de nimeni. 20 de ani cu executare. Da. Să-și soție mă cheamă. Și... Da. Bine, acolo Budarul ăla trage sporile, am impresia. La Megidia. Da, numai că el, cred că și 100 de ani, dacă nu candide... s-a născut să fie el primar. Nu, n-are primar. Cum. Nu-l vrea lumea. Deci, și atunci... El are talente la rar, la altele, cu auto, cu mașinile, cu... Da, da. 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 Auzi, da, alți primari de ăștia delicioși, așa, care păi delicioși, se gândesc. Ești de delicoti. Deci eu am văzut, dacă, eu am fost naiv așa, am crezut că dacă dispare Mazăre cu Nicușor, așa, dispare mafia din județul Constanța. Dar acum dacă facem așa o horă imaginară, de la Mangălea până la Hârșova, de primar penal, hora e mare, s-au prins toți, adică ca Hora Unirea aia un... E generalizată și e... Adică e ca și cum n-ai valoare dacă nu treci pe acolo puțin, nu-ți faci un dosar? Da, cred că nu-l votează lumea dacă zice, păi cum... Un pic de pedigree. Ăsta nu-i pun de nimic, dacă n-are cazier, n-a furat nimic, nu, așa, a fost cu mințel, nici nu-l bagă partidele pe lista. Seama, nu. Vii cu cazierul și... Nu te recomandă nimic. Da, măcar ceva, o infracțiune, o corupție, cât de mic. O... Și mă gândeam că, m-am uitat așa, că majoritatea o să fie cu pământuri în mediul rural. Așa. Că... Da, nu, sunt, și-au diversificat area infracțională. Da? Sunt cu tot, și fonduri europene, și... Și ce-am de delicat să avea, care e unul așa la un metru și un pic. De la Poarta Albă. Da. Așa? Vasilică, cheamă așa. Și Vasile, nu Vasile. Vasilică. Așa. Are dosar penal că a agresat o polițistă. Nu știu, a tras un pumn în burtă. Cu... Aia l-a oprise pe fisul, fără carnet. Băi, și că nu l-a oprise, nici nu plecase fisul după lor, dar oricum era în mașină. Îi cumpărase taică-su o mașinuță de-asta... A implicat-o și pe bunica, până la urmă. Că știa că se ducea la bunica, că nu știu... Adică Maia și papu, se ducea la papu. Îi trebuia aspirină și da. Să ajungă mai repede. Bine, poate i-au exagerat polițiștii, dar și el cu siguranță a avut o reacție deplasată. Deci până și Vasilica Delicotti... Da, care era în linia întâi a PNL-ului. Da, da, da. Prima întâia era cu minte, tot. Dacă nu mă înșel... Muncitor acolo, făcuse cadastru. Apoi și vice, e vicepreședinte sau unul din vicepreședinții PNL-ului. Da, 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 când au alunecat ei s-au unit. Cu PD-ul, da, da, cu PD-ul, că venise da. Cu Chiru, da, 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 atunci da. Chiru n-a mai... Și el parcă era al doilea, stea pe poze, era pe lângă Chiru pe acolo. Cu fonduri europene, e frumos la Dobromir, e Iusin Vișen? Vizel, da, Vizel. Sau Vizel, Vizel da. Da, da. Dar ăla e băgat și cu taică și cu frații. Nu știu cum au făcut-o
Așa, o grup infracțional, da. Au făcut geofamilie. Da, da, și nu știu, cu utilaje agricole, cu astea, cu fonduri europene, și toți sunt la o altă prinși, toată familia. Și tațul lui. Dobromir. Da, Dobromir, da. Dar Iusein de unde e? De la ce partid? E de la Uniunea Turco-Tătară? Ce... Băi, nu știu. Nu știu. Nu știu. Auzi, da, ăsta e la Dobromir. Da, care e o comună, da, mai e împrăștiată, acolo... așa, înțeles că sunt vreo 5 sate. Da. Înainte de Revoluție, dacă te amenința cineva, te trimit la Dobromir, acolo era și pentru doctor și pentru orice. Da, cred că e aproape 100 de kilometri, sunt. Da, da. Nu, dar sunt râpe. Sunt... Așa, și Dumbrăveniu are probleme. La Dumbrăvenie, Clinciu, nu? Stelian Clinciu a avut... Așa. El și cu Tudorel Gurgu de la Ciobanu, pentru influențarea electoratului. Stăteau în pragul secției de vot. Da, așa ceva. Da, și-a luat un scaun și da. Se uitau să vadă dacă băieții cu care au vorbit le citea pe față. Da, au venit să voteze. Adică... Și le-așa fi sincer cu cine ai votat. Da, eu am fost la niște alegeri în Pantelimon și era Neicu, a murit Dumnezeu. Da. Domnul a venit deodată cu noi când s-a deschis și a plecat când am plecat și noi. A stat toată ziua în fața secției și după aia le arăta să se ducă la o cărțimă care era închisă oficial. Dar prin spate se servea. Ca la când te duceai să donezi sânge, îți dădea tichet și după aia te duceai, da, la lactobar, nu? Nu le arăta, deci dădea, se spunea, mergeți. Îți dădea o friptură, mergeți, și un cico. Și aveam, eu eram observator, aveam niște numere la ONG-uri, l-am sunat și pe Metin Certies, care era mare luptător, și mi-au răspuns și ce vrei să-i faci. Adică, zic, păi nu mai pleacă de aici, nu vrea să plece. Deci stau de vorbă cu electoratul. Pentru bunul mers al alegerilor. Da, 12 ore, 15 ore, chiar așa, deci am impresia că a avut mâncare la el în mașină, că n-a plecat. Auzi, și mai sunt, PNL-ul mai are doi primari tot așa cu dosare, mi se pare. Ăla de la Mangalia. Nu? Ăla e împărat, ăla e jupân acolo. Am înțeles că e unul din cei mai bogați primari. Dar da, nu se vede, el e slab așa, e vai... Da, cred că asimilează. Nu ca noi, da. Și am impresia că băiatul susține că averea lui e din moștenirea soacrei. Da. Că i-a murit soacra. Și a lăsat nu știu câte terenuri și crase și... Dar ce a lucrat soacra asta, nu știu, de unde a apărut. Avea și un nume așa mai... Era... comic, nu știu cum... Era soră cu tanti Aglaia. Cu mătușa Tamara. Mătușa Tamara. Da. Deci zice că de la... El a fost bugetat, dacă nu mă știu. Da. Și totuși era... Bine, acum nu mai are pe numele lui, nu știu... Și-a dat, nu mai are nici nevasta pe numele lui, pe numele ei, terenurile. Deci, cum zice Cristian Radu, soacra mea sunt eu, nu? Da, foarte mare avere a lăsat. Și se încheie tocmai, păi și la Cernavodă Hârșova, la ieșirea din județ. Și ei au dosar. Și ăla de la Hârșova? Și ăla are dosar pentru ce cu Asociația Crescătorilor de Animale. Așa. Pentru islaz, nu știu, el l-a luat și l-a dat la unii care nu aveau animale, nu știu, ceva de genul. Deci ei au reclamat că, domnule, în loc noi care avem animale să pace, uite, omul a dat la firma Isire, care nu are nici măcar o vacă, măcar. Nu, ăia probabil la rândul lor. Păi poți să închiriezi, da, de la mine acum, nu? Da. Da, și dosarul se judecă, da, e în curs. Viorel Ionescu. Viorel Ionescu, da.
Da. Ăsta a fost ALDE, a fost... Da, și la Cernavodă, băiatul ăla e cu sportul. Cu echipa cu, da, de fotbal, cu stadionul, nu știu ce, le-a dat cu clubul local. Clubul. Clubul local, da, l-a finanțat. Da, bine, probabil, modul de finanțare, că e voie așa, toate primările au cluburi sportive, dar nu știu... Ce-o fi putut să facă? Bine, Cernavodă are și o echipă de... Cred că aia îi mănâncă banii mulți, Axiopolis, aia. E Grigoraș antrenor, adică ăla nu vine pe... Nu vine doi, pe rezervă, da. Și au avut niște performanțe, dau goluri multe prin Cupa României, adică Grigoraș e un profesionist. E posibil să fie adunat băieți buni, dar plătiți mai sus decât media, mă gândesc. Și atunci banii de unde? Tot din primărie. Și modul de plată, nu, probabil. Dar oricum e destul de... La el sunt probleme. Eu, nu, ăla cu animalele, nu știu cum va fi în Hârșova. Dar ăsta o amână, nu cred că scapă. Nu scapă. Pentru că e clar, a fost finanțare incorrectă la Cernavodă. Auzi, Luigi, nu știu dacă tu ții minte, pe vremurile apuse, când aveam Fece Constanța, cum îi zice? S-a numit Fece Constanța. Fece Constanța. Vreo 8 ani, vreo 7, da. 8 ani. Și nu știu dacă tu ții minte că au fost vreo două rânduri de președinți ai clubului care se duceau la un moment dat, se urcau pe turnul albastru de vis-a-vis de colonade și săreau un cap de acolo. Nu ții minte? Da, și, nu stăpânești prea bine. Și avea sediu pe vremea aia Fece Constanța pe bulevardul Republicii. După colț, imediat cum intri de pe... Unde-i Tony Strade acum acolo? Imediat următoarea ușă. Da. Da. Și omul într-un ritual de ăsta, președinții ăștia, suprem, traversau parcul arheologic, se urcau, luau liftul, se urcau la ultimul etaj și își dădeau drumul. La blocul ăla de vis-a-vis, da, de colonade. Da. Apropo de fotbal și de povestea asta cu finanțele, și s-a deslușit până la urmă rostul acestei disperări macabre, ca să finanțeze clubul, jucătorii, că pe vremea aia erau angajați ăștia la... Da, erau semi-profesioniști. Semi-profesioniști. Da, semi-amatori. Aveau loc de muncă. Aveau loc de muncă, dar nu aveau dos de dea banii care trebuia. Și ei nu se duceau la locul de muncă. Nu. Și făceau, tipăreau biletele de acces la stadion, le tipăreau în fals, cu serii duble, cu... Dădeau și niște pliante de la programe de meci. Păreau trase la Xerox, negre. Era ceva ciudat. Era ceva ciudat pe vremea aia, că nu erau Xerox-uri pe vremea da, aia. Da, nu știu cum... Erau niște șapilografe. O calitate, da, doielfic. Făceau și biletele la dublu, înțelegi? Și lumea venea la meci. Lumea venea. Și erau banii negri de acolo. Până când venea cineva de la fisc și de la Partidul Comunist și chema cu cotoarele. Și atunci, în loc să se ducă acolo la Casa Albă cu cotoarele, se duceau la bloc aici, la blocul vostru. și se făceau statuie. Bun, pentru că tot am discutat de pedigriu delictual și penal al primarilor din județul Constanța, cam câți așa ar fi? Da, nu am făcut un calcul exact, dar sunt 9 orașe și 57 de comune, de 67 de localități. UAT-uri, cum zic. Da. Așa? Peste o treime, eu zic că se duce spre jumătate, iar
n-au probleme aia din localitățile mici unde nu prea au ce să facă. Ca să nu zic ce să pune. Da. Da. Cei cu din localitățile mari, cam peste toți. Și vreau să semnalez o situație din Năvodari, așa, care, deci spusă de ei, așa, că la un moment dat vreau 3-2 primari și un candidat de primară erau la Porta Albă, colegi de celulă. Deci se mutase primăria și Nicolae Matei și Tudorel Calapod, așa, s-au întâlnit la Porta Albă și le-a completat trioul Mircea Suciu, care e candidat din partea PDM și era, a fost director ecoterm. Ca director ecoterm era băgat. Aha. În Pârnaie. Deci ăsta la Năvodari zice că la Pârnaie acolo facultatea de drept se zice de regulă, dar ăștia aveau academie acolo la Năvodari. Da, da, o grupă. Studențească. Meritoși. Nu știu chelarul ăsta. Auzi, da, la Mihai Viteaz, unde ești tu? Nu, la Nicolae Bălcescu. La Nicolae Bălcescu. Da. Acolo, ai și tu un meritos acolo. Da, în familie. Acolo e tandem naș-fin. Cine? Primar, viceprimar, sunt naș și fin. Așa? Și tot naș și fin au venit și naș și fin pleacă la Poarta împreună. Deocamdată s-a dus nașul și finul așa? Se antrenează de ejectare și a amânat pronunțarea. Sperăm până la sfârșitul anului să zboare și el. Că e cam plinuț, așa, unii ziceau să zboare porcul, știi? El cine? Viceprimar? Viceprimarul Lucian Constantin. Care ține loc de primar acum? Sau da, care ține loc de primar în locul lui Nașu și... Pe Nașu cum îl cheamă? Dumitru Timofte. Așa, Timofte. E ginerele directorului ansamblului Brăulețu, Șerban Gheorghiu, de la Burada, de la centru Burada. Da. E ginere și Timofte este nu numai socru, e sponsor principal. Adică, băi, unde sunt banii? Zic, căutați-mă și pe la... Pe la Brăulețu. Pe la Brăulețu, pe în curte, pe la șef, acolo, că nu mai au loc jeepurile și limuzinele. Are vreo 5-6 prin curte, că suntem vecini. Sunteți vecini? Da, suntem vecini cu Șerban Gheorghiu. Auzi, da, ăsta Timofte, el e supărăcios așa? Adică dacă îi zici că are condamnare penală, se supără. Da, el are niște... Pe tine te-a dat în judecată, mi se pare. Da, și nu numai pe mine, mai a dat și pe o altă angajată a primăriei că ce? Am citit și am reprodus hotărârea judecătorească prin care el era condamnat definitiv. Definitiv? Definitiv, da, da. La pușcărie. Eu am aflat despre altul, un Johnny Hapsânâtu, i-am zis eu. Hapsânâtu înseamnă pe armânește pușcăriaș. Dom'le, omul tot așa s-a supărat că au făcut unii aluzie la el, că, adică i-au amintit că a făcut pușcărie, știi? Că a avut condamnare penală. Da. Și omul, unde crezi că s-a dus cu reclamația? La Consiliul de Combatere a Discriminării. Am înțeles. Că el a fost discriminat pentru că s-a făcut referire la el că a avut condamnare penală. Și el în petiția către Consiliul Național de Combatere a Discriminării zice că s-a utilizat termenul de asta de condamnat penal ca discriminatoriu, incitare la discriminare, încălcarea dreptului la egalitate de tratament, adică nu suntem egali. Că noi n-am făcut pușcărie. Adică, când o să noi n-am luat mită, n-am luat... Da. Păi da, și, dar nu toți să fim toți la fel. Eu cred acum că el a fost supărat, că nu i-a dat condamnarea când i-a dat-o cu executarea la locul de muncă. Trebuia.
Adică, să fie la universitate. Da. Ce ești? Rector, deci, acolo să faci 2 ani jumate, încă 2 ani jumate. Dar el vrea să candideze. Da, domnule, și are dreptul să candideze. Asta e treaba lui. Dar cum să zici tu că te-a discriminat? Și el spune în ce a depus el acolo la Consiliu, zice, domnule, am fost, e adevărat, fost condamnat penal cu suspendare, beneficiar al instituției de reabilitării de drept. Adică el recunoaște că are toate calitățile astea. Da. Și e supărat că nu avem și noi la fel, adică cumva ceva. Da, acum legile astea sunt destul de interpretabile și eu am o avocată care mi-a zis că de ce, dacă e supărat, de ce nu e supărat pe justiția care l-a pedepsit domnul Timofte? Adică e supărat pe cititorii ziarului care ți-au citit condamnarea, da. Omul susține că eu am vrut să fac bine locuitorilor, a vrut să fure niște teren și îl împărțeam, urma să-l împart celor care n-au. Ce un fel de, făcea dreptate socială. Era un fel de haiduc, omul. Întâi fur de la cei care au și îl împart la așa. Da, mă rog. Asta e. Acum nu mai e mult până la noile alea. Să vedem cum se orientează electoratul, eu știu. Deși pare că vor fi votați penalii. Penalii, nu? Da. Probabil lumea ce și asta dacă fură și are mult, ne dă și nouă când are prea mult. Unde să ducă atâta? Dacă votezi unul care nu fură, ăla nu ne dă, că nu s-ai fură dracule, pentru el, da. Așa că merg pe mâna hoților, mă gândesc. Că altă logică nu e. De ce totuși votezi unul care a furat? Domn profesor, sper să nu ai dreptate, să te înșeli. Să dea Dumnezeu. Să vedem. Pentru prima emisiune de încălzire, cred că ne-am descurcat onorabil, clănțănindu-i pe clănțăi ăștia. Avem timp până la alegeri, îl luăm la rând. La bună vedere. Să dea Dumnezeu sănătate. We'll be right back.